În această noapte, Dani a fost sărbătorit în casa Mireasa, a împlinit 26 de ani, ocazie cu care urăm și noi la mulți ani să fie sănătos, să aibă parte de iubirea pe care și-o dorește și pe care o merită, să fie Diana iubirea vieții lui și să fie fericiți împreună. Diana a avut un tort altfel, nu știu dacă era un tort de înghețată, era într-o caserolă din ce am văzut. Oricum, Dani s-a bucurat foarte mult pentru o surpriză, mai ales că era și sora lui acolo. A dat cu confeti și a ieșit de după un colț pentru a-l îmbrățișa și a-i ura cele bune. După l-au îmbrățișat și ceilalți concurenți și au urat la mulți ani a avut parte și de un video aniversar Dani cu poze de când era el mic, singur, dar și cu părinții și cu sora. Au fost multe râsete când au văzut cu toții cum arăta Dani când era mic și Carmina a transmis un mesaj atât lui Dani de la mulți ani cât și celorlalți concurenți pe lângă Carmina și alte persoane dragi lui Dani au transmis la mulți ani. Au urmat niște videouri cu Dani de prin Casa sa amuzante cu el, altele cu Diana, s-au distrat copios cu toții, au fost foarte multe râsete și am văzut că erau și ceva cadouri acolo lângă masă, pentru că știți că Diana a spus că i le-a dat în avans pe toate, dar se pare că a mai avut câteva sau le-a primit între timp.